Arhiepiscopul Suciovei și Rădăuților, înalt preasfințitul Calinic, spune că nu are o părere bună despre facțiunile Oștii Domnului. Ierarhul a fost întrebat de o ienoriașă despre părerea pe care o are despre gruparea ortodoxă Oastea Domnului. Acesta i-a oferit un răspuns cât se poate de clar și sincer. Stimată doamnă, despre gruparea Oastea Domnului din biserică, care participă la toate slujbele bisericii și care susține lucrarea și programele acesteia, nu pot avea decât o părere cât se poate de bună, și aceasta pentru că este un plus pentru biserică, nu însă și despre facțiunile acesteia, a transmis înalt preasfințitul Calinic. Oastea Domnului este un curent de renaștere evanghelică în Biserica Ortodoxă Română, inițiată în 1 ianuarie 1923 de preotul ortodox Iosif Trifa, redactor la foaia săptămânală pentru popor Lumina Satelor, a Mitropoliei Ortodoxe din Sibiu, publicație prin care a lansat o chemare la pocăință și la înrolare în Oastea lui Isus. Ostașii sunt fii ai Bisericii Ortodoxe sau ai celei greco-catolice și sunt răspândiți astăzi în țară și în diaspora, iar calitatea de ostaș poate fi dobândită de orice laic sau cleric printr-o hotărâre și un legământ de predare în slujba lui Hristos, în urma unui act de pocăință autentică.